și bine ai venit pe canalul de YouTube Mr. Crypto. În videoclipul de astăzi o să-ți prezint platforma Uniswap, cum o poți folosi, care sunt avantajele și care sunt dezavantajele acesteia. Dacă conținutul de astăzi ți-a fost de ajutor, te rog să apeși butonul de like și subscribe. De asemenea, mă poți urmări pe canalul de Twitter unde postez informații zilnice din cripto, iar dacă ai întrebări suplimentare, le poți lăsa în secțiunea de comentarii. Voi răspunde în cel mai scurt timp posibil. Tot ceea ce voi prezenta astăzi este bazat pe experiența și cunoștințele dobândite și nu prezintă sfaturi financiare. Orice decizie de utilizare a acestei platforme vă aparține. Uniswap este un exchange descentralizat bazat pe blockchain-ul Ethereum care permite swap-ul sau convertirea între două tokenuri. Acesta a fost creat de către Hayden Adams, un personaj destul de cunoscut în lumea cripto. Orice proiect creat pe platforma Ethereum se poate adăuga pe Uniswap, cu condiția ca acesta să aibă o finanțare cu valoare echivalentă în Ether. Ce este extrem de important? Doar tokenurile construite pe platforma Ethereum pot fi adăugate și tranzacționate pe Uniswap. Dacă dorim să ne conectăm pe Exchange, mergem și apăsăm butonul de Use Uniswap și ni se deschide pagina în care putem să facem exchange-ul. Eu sunt deja conectat cu un wallet demo în care am și virat o anumită cantitate de Ether pentru a vă putea prezenta cum funcționează acest exchange. Pentru Uniswap avem două funcții importante. Avem varianta de swap în care facem schimb între monede și mai există varianta de pool. Pool este locul în care poți să oferi lichiditate și să câștigi din lichiditatea oferită. Este ca și cum ai depune bani la bancă și banca îți oferă o dobândă pentru ceea ce depui. Pentru a oferi lichiditate, mergem pe butonul de Add Liquidity și ce este extrem de important este de știut că întotdeauna în momentul în care dorim să oferim lichiditate, trebuie să avem o cantitate egală de Ether și din tokenul pentru care vrem să oferim lichiditate. Avem aici varianta Ether, spune maxim și să spunem de exemplu că vreau să ofer lichiditate pentru AVE. Mergem pe AVE și vedem că trebuie să avem un cont 0,5816 AVE. Mie mi-arată că nu am acel AVE în cont, dar presupunând că aș fi avut acel AVE în cont, aici puteam apăsa butonul de lichiditate, de a oferi lichiditate. Și pentru faptul că noi blocăm în Uniswap această lichiditate, primim o anumită cantitate de AVE. Dar pentru videoclipul de astăzi mi-am propus să vă prezint varianta de swap și cum poate fi ea folosită. Așa cum am menționat mai devreme, eu sunt deja conectat cu un wallet de test, iar acum urmează să vă arăt cum se poate achiziționa un token de pe Uniswap. Dacă mergem pe butonul de Select a Token, putem să alegem o mulțime de tokenuri care sunt prezente în momentul de față pe Uniswap. Luăm exemplu de mai devreme și vrem să achiziționăm AVE. Avem varianta de a folosi întreaga balanță sau doar o parte din ea. Presupunem că vrem să achiziționăm doar de 0,1 Ether. 0,1. Trecem aici 0,1. Și vedem că pentru 0,1 Ether primim 0,43 AVE. Dacă dorim să folosim întreaga balanță, folosim butonul de maxim. Și vedem că pentru întreaga sumă de Ether pe care o am eu în cont în momentul de față, aș primi 0,57 AVE. Presupunând că vrem să achiziționăm acest AVE, apăsăm butonul de swap și el ne anunță că pentru 0,13 Ether primim 0,57 AVE. Prețul. Prețul este de 4,34 AVE pentru un Ether. Ce înseamnă asta? Mergem pe CoinGecko și vedem că prețul unui Ether în momentul de față este de 1347 de dolari, iar prețul pentru AVE este de 310 dolari. Adică,
Pentru 4,32 AVE am putea cumpăra un Ether, iar dacă aici apăsăm acest buton, vedem că pentru 0,23 Ether primim un AVE. Ce mai putem noi modifica în această fereastră? Dacă mergem pe butonul de setări, putem să selectăm o toleranță în funcție de cât la sută să se abată această tranzacție. Este posibil să primim cu 0,5% mai mult sau 0,5% mai puțin decât ne apare nouă aici. Și vedem că este, avem și menționat că minimul pe care îl putem obține este 0,577 ale. Bineînțeles, voi puteți merge în aceste setări și să folosiți un slippage mai mic sau mai mare. Riscul pe care îl puteți întâmpina în cazul în care selectați o toleranță mai mică este ca tranzacția să nu se onoreze. În cazul în care dorim să facem acest schimb, apăsăm butonul de swap, confirm swap, iar în wallet-ul nostru MetaMask o să ni se ceară să confirmăm tranzacția. Se va deschide o pagină de acest gen în care ne anunță că tranzacția o să ne coste 42,72 de dolari. Adică gas fee-ul este 0,031 eteri, care în momentul de față înseamnă 42,72 dolari. Eu o să o refuz și ne va anunța că tranzacția a fost refuzată. Dacă îi dădeam accept, swap-ul se făcea automat, iar pentru 0,133 eteri primeam 0,58 AVE. Automat acest AVE se duce în contul nostru de MetaMask. Eu sunt conectat în momentul de față pe platforma Uniswap cu wallet-ul MetaMask. Bineînțeles, Uniswap-ul se poate folosi și cu alte portmonee, alte wallet-uri. Unele din cele mai folosite sunt, așa cum am menționat mai devreme, MetaMask-ul. Mai există varianta de a vă instala aplicația Wallet Connect sau Coinbase Wallet, Formatic, Portis și mai există altele. Argent, Trust Wallet, Atomic Wallet. Ce este extrem de important de menționat, că întotdeauna veți putea interacționa cu platforma Uniswap doar dacă aveți wallet-uri tip ERC20, wallet-uri care suportă tokenurile Ethereum. Cum putem ști dacă un token este de tip ERC20 sau construit pe platforma Ethereum? Mergem pe CoinGecko, selectăm, de exemplu, Chainlink. Mergem pe Chainlink și vedem că avem un contract. Asta înseamnă că tokenul face parte din platforma Ethereum. Dacă mergem pe Bitcoin, de exemplu, o să vedem că nu găsim contractul Bitcoin și vedem că, într-adevăr, nu avem un număr de contract. Mergem înapoi pe pagina inițială, selectăm XRP, care la fel nu este construit pe platforma Ether. Drept urmare, nu avem contract. Luăm un alt token, să zicem Uniswap, chiar tokenul Uniswap, care a avut o evoluție foarte bună în ultimele zile. Vedem, bineînțeles, că și el are un contract. Revenind pe platforma Uniswap. Ce se întâmplă în cazul în care dorim să achiziționăm un token care nu îl găsim în această listă? Mergem pe Uniswap, căutăm tokenul, luăm de exemplu OneInch, să spunem că nu este prezent în lista de mai devreme. Luăm contractul, îl copiem, mergem pe platforma Uniswap și în loc de AVE, aici copiem contractul și vedem că ne apare. Îi dăm import, understand, import
și vedem că ne apare. Iar pentru 0,13 eteri primim 34,5 inch. Bineînțeles, schimbul nu se poate face doar între Ether și un alt token din listă. Putem să alegem și să schimbăm un token care îl avem deja, să îl schimbăm pe Ether. Cum facem asta? În primul rând, deselectăm de aici varianta de Ether, punem AV. Presupunem că avem AV în wallet și vrem să-l schimbăm pe Ether. Mergem simplu, selectăm Ether. Am selectat prima dată AV pentru Ether. Dacă am avea 10 AV în wallet, am primit 2,27 Ether. Mie îmi spune că nu am suficientă balanță pentru AV pentru a face acest schimb. Dar lucrurile se întâmplă la fel. De îndată ce apăsați butonul de swap și confirmați tranzacția în walletul MetaMask sau în alt wallet, dacă aveți un alt wallet instalat, AV-le va ajunge pe 0 dacă doar 10 AV ați avut în cont. În schimb, veți primi 2,27 Ether. Dacă doriți să vedeți cum funcționează MetaMask, cum se instalează MetaMask, vă invit să urmăriți videoclipul postat de mine pe canal, ce este MetaMask, Uniswap, ce este un cold wallet, un hot wallet și cum se pot instala. Revenind la discuția legată de Uniswap. Lucrurile sunt simple și doar de atât aveți nevoie pentru a face un swap pe platforma Uniswap. Aveți nevoie de un wallet cu care să interacționați cu această platformă. Care sunt avantajele utilizării acestei platforme? Păi, în primul rând, pentru foarte multă lume este important să își ascundă identitatea sau să nu își furnizeze datele de identificare, copia după buletin și așa mai departe. În cazul acesta, Uniswap-ul este potrivit, deoarece nu solicită acest lucru. Odată ce v-ați conectat cu wallet-ul MetaMask, ați făcut swap-ul, nu vă întreabă cine sunteți, de unde sunteți și de ce doriți să faceți acel swap. Deci pentru cei care doresc să facă tranzacții anonime, pot să utilizeze Uniswap-ul fără nicio problemă și identitatea lor nu va fi cunoscută. În schimb, dacă doriți să folosiți un exchange gen Binance, Huobi, Bittrex sau orice alte exchange-uri centralizate, acolo vi se vor cere datele de identificare. Un alt avantaj care îl găsiți la Uniswap este că veți găsi tokenuri, veți găsi monede care nu se găsesc pe alte exchange-uri. Dacă mergem pe CoinGecko la varianta de schimburi, vedem că avem odată varianta de spot, unde ne apar exchange-urile descentralizate, iar diferența dintre un exchange centralizat și un exchange descentralizat am prezentat-o cu o zi în urmă în videoclipul Binance vs. Uniswap, diferența dintre un exchange centralizat și unul descentralizat. Revenind, mergem pe CoinGecko și vedem că avem varianta de a selecta schimburile spot, care sunt exchange-urile centralizate, și schimburile DEX, schimburile descentralizate, cum este Uniswap. Vedem că pe Uniswap, în momentul de față, avem prezente 2299 de criptomonede pe care le putem tranzacționa. Dacă luăm unul dintre exchange-urile centralizate și o să luăm ca și exemplu Binance, deoarece este cel mai mare exchange, vedem că pe Binance sunt prezente doar 278 de criptomonede. Deci, este avantajos să folosim Uniswap-ul, deoarece ne oferă un număr mult mai mare de criptomonede cu care putem interacționa. Deci, unul dintre avantaje este faptul că nu aveți nevoie de documentele de identitate pentru a interacționa cu platforma. 2. Tokenurile prezente pe Uniswap nu le găsiți pe multe alte exchange-uri, deci avem o varietate mult mai mare de tokenuri pe care le putem cumpăra. 3. Odată ce folosiți această platformă, voi interacționați cu ea
prin intermediul wallet-ului. Și o să luăm cazul de față MetaMask. Monedele sunt deținute de voi 100%, sunt în wallet-ul vostru. În momentul în care ați tranzacționat pe Binance sau pe un exchange centralizat, monedele se află în proprietatea exchange-ului. Ele se vor afla în proprietatea voastră doar dacă le retrageți de pe exchange și le duceți într-un wallet. Haideți să vă menționez acum și câteva dezavantaje întâlnite în utilizarea acestei platforme. Primul și probabil cel mai mare dezavantaj este că oricine care are cunoștințe despre crearea unui smart contract poate crea un token pe Uniswap. Creatorul tokenului poate retrage oricând lichiditatea și lăsa utilizatorii în pierdere. Deci, întotdeauna să aveți grijă ce token doriți să achiziționați de pe Uniswap și dacă aveți încredere în el. Un alt aspect extrem de important este că taxa de schimb în momentul de față în rețeaua Ethereum este destul de mare. Dacă pentru 160 de dolari cât valorează 0,13 Ethereum în momentul de față, trebuie să plătim 40 de dolari taxă, probabil că nu ne avantajează foarte mult și probabil că nu o să fie indicat să onorăm această tranzacție. Un alt dezavantaj este că în timpul tranzacției, așa cum am menționat mai devreme, prețul se poate modifica. Dacă noi dăm aici swap, vedem că minimul pe care o să-l primim este 0,5831. Dar în același timp, dacă există o cerere foarte mare de tranzacționare pe acele monede, șansele sunt foarte mari ca prețul să se modifice și în același timp, șansele sunt foarte mari ca tranzacția noastră să nu fie onorată. Chiar dacă am dat accept pe acel comision, prețul s-a modificat foarte mult în ultimele minute, secunde și tranzacția noastră să nu fie onorată. Deci, taxele gas sunt destul de mari în momentul de față și este posibil să nu merite să efectuezi swap-ul din acest motiv. În timpul tranzacției, dacă cererea este prea mare, prețul se poate modifica și la fel tranzacția să nu fie onorată. Bineînțeles, dacă swap-ul se face pe o valoare mare, să zic de un 10 ETH, probabil că nu te deranjează să plătești un comision de 40, 50 sau chiar 100 de dolari pentru un swap. Presupunând că ai luat tokenul la 1 dolar, între timp s-a făcut 3 dolari și vrei să-l schimbi deoarece ai un profit de 2000 de dolari, dacă cumva ai achiziționat 1000 de dolari în faza inițială, probabil că nu te deranjează să faci acest schimb. În schimb, dacă ai cumpărat de 100 de dolari un token, acesta se face 3 dolari de la 1 dolar, acum ai 300 de dolari, adică asta înseamnă un profit de 200 de dolari, dar probabil nu ești la fel de dispus să plătești din profitul ăla de 200 de dolari, să plătești 30-40% comision doar pentru acest swap. Vă recomand ca pentru tokenurile uzuale, tokenurile cunoscute, să folosiți exchange-urile centralizate și ulterior să vă transferați monedele pe într-un wallet. Întotdeauna în momentul în care utilizați o platformă, este extrem de important să vă asigurați că este cea originală. Există foarte multe clone care arată aproape identic și care nu fac altceva decât să vă sustragă datele de conectare și ulterior fondurile din wallet. Este indicat ca să vi le și salvați în browser, iar în momentul în care intrați pe o platformă, să nu stați să o mai căutați în Google, ci să o aveți direct salvată. La fel cum vedeți că am eu salvate aici Binance-ul, știu că în momentul în care mă duc pe acest tab, el îmi deschide automat pagina originală de la Binance. Nu mă duc niciodată să stau să o caut în motorul de căutare Google. Vă alegeți, vă salvați cele pe care le utilizați mai frecvent. După ce v-ați asigurat că este platforma originală, o salvați și intrați pe ea direct din pagina de sus. Nu intrați de pe Google. Repet, sunt foarte multe clone care nu o să facă altceva decât să vă fure datele și ulterior fondurile din wallet.
Luați în calcul ce v-am menționat mai devreme, că platforma Uniswap poate fi folosită cu mai multe wallet-uri, dar fiecare din aceste wallet-uri trebuie să fie un wallet de tip ERC20, adică să facă parte din rețeaua Ethereum. Alte exchange-uri de acest gen, exchange-uri descentralizate, sunt Oneinch, SushiSwap, toate acestea au fost menționate în videoclipul de ieri. Binance vs. Uniswap, diferența dintre un exchange centralizat și un exchange descentralizat. Personal utilizez Uniswap de multe ori, deoarece îmi doresc să achiziționez tokenuri care încă nu au apărut pe celelalte exchange-uri. Dar întotdeauna trebuie să fim extrem, extrem de atenți ce token dorim să achiziționăm. Trebuie să ne asigurăm că cunoaștem cât de cât proiectul, am citit despre el, am auzit undeva despre el, îl căutăm pe motoarele de căutare, îl căutăm pe canalele de socializare, vedem ce păreri există despre el și abia ulterior decidem dacă intrăm sau nu în acel token. Foarte multe dintre ele, în prima fază, sunt listate pe Uniswap, deoarece nu există taxe de listare pe Uniswap. Furnizorul tokenului este obligat doar să furnizeze lichiditate. În rest, dacă dorește să se listeze cu tokenul pe un exchange centralizat, este obligat să plătească taxe și de cele mai multe ori acestea nu sunt foarte mici. Cam atât am vrut să vă prezint eu despre Uniswap. Nu uitați, vă rog, să apăsați butonul de like și subscribe. Și de asemenea, dacă doriți să aflați informații zilnice, să-mi dați un follow pe canalul de Twitter. O să găsiți permanent noutăți din cripto, proiecte noi și alte informații care vă pot ajuta în luarea unei decizii. Vă aștept data viitoare!